V-ați gândit vreodată cum e să locuiți într-o gară? Ei bine, dacă nu, să știți că sunt oameni care nu numai că s-au gândit la asta, ci chiar au și făcut-o. Astăzi îi cunoaștem pe câțiva dintre cei pe care viața i-a adus într-o stație de unde probabil că nu vor pleca prea curând. Sunt oamenii gărilor. Și nu e vorba despre cei care se adăpostesc temporar prin astfel de locuri. E vorba de oameni cu familii care s-au decis într-o bună zi să se mute în clădirile care odinioară adăposteau angajații căilor ferate. De ajuns la ei se ajunge greu. Drumurile sunt pline de nămoli și gropi, iar trenurile din ce în ce mai rare. Drumul de la Câmpia Turzii la Cnepiști, prima haltă locuită pe care am filmat-o, este dezastru, plin de cratere, prin câmp și fără nicio șansă de scăpare dacă te împotmolești. În apropiere de Cnepiști ne întâmpină Valer Ghib, care ne spune cum e să fii izolat într-o Românie unde autorităților nu le mai pasă de oameni ca ei. E o zonă foarte greu accesibilă, nu se poate circula cu mașina, numai cu căruța sau cu tractoarele. Pe timpul verii se mai circulă și mașina, dar pe timp de iarnă și asta nu se poate circula numai cu tractorul sau cu căruța. Oamenii care vreau să circule spre oraș, ori la Câmpia, ori la Cluj, numai cu trenul se poate circula. Bărbatul se oferă să ne arate cine sunt vecinii săi care locuiesc în halta Cnepiști, despre care spune că sunt vecini buni și dacă nu erau ei, gara ar fi fost de mult devastată. Am venit să vedem cât de greu să ajunge aici. Foarte ușor. Foarte ușor când nu plouă. Dacă ai tractor și căruță. Să nu puneți din avânt. Alexandru Mocan ne primește în curtea gării și ne arată ce a mai rămas din halta Cnepiști, o stație care odinioară era un punct important pe ruta Cluj-Câmpia-Turzii. El s-a mutat aici în 2006, când în Turda, unde locuia cu soția, nu a mai avut voie să crească animale. A închiriat două camere de la căile ferate române și acum trăiește efectiv în halta Cnepiști de mai bine de un deceniu. Era pustiu în vreme. Și ați renovat dumneavoastră cu banii dumneavoastră aici? Nu. Dar cum? Adică cum ați încercat să aveți grijă de locul ăsta? E prin faptul că nu poți să pătrundă nimeni aici, în incintă, în ăsta, să fură de pe linii, să fura înainte. Nu vă deranjează trenurile care vin zi-noapte? Nu. Nu, ne-am obișnuit. Alexandru spune că oamenii care depind de tren trebuie să treacă tocmai pe la el prin curte sau pe cărările improvizate. Păi și oamenii care din Cnepiști care vor să meargă la Cluj sau la Câmpia, vin la dumneavoastră în curte și așteaptă trenul sau cum fac? Nu, e aici la peron, că e haltă. Și pe unde au acces la haltă? La peron. Pe unde? Pe din partea alaltă care vin, care pe unde? Pe unde se poate ajunge. Gara arată jalnic. Pereți crăpați, geamuri sparte și o stare avansată de degradare. Omul, care plătește o chirie modică, nu a investit nimic în locuință și pe bună dreptate. De ce ar face-o, din moment ce în orice clipă ar putea fi evacuat? Cândva în această clădire exista și o sală de așteptare unde oamenii din Cnepiști puteau să aștepte trenurile în condiții decente. Astăzi, cei din acest cătun care vor să ia trenul, fie spre Câmpia Turzii sau spre Cluj-Napoca, o pot face doar dacă trec prin curtea unui om, pentru că nu mai există nici măcar un drum de acces public. Am mers să vedem pe unde ajung oamenii în haltă în lipsa unui drum de acces public. Ce aveam să descoperim sfidează orice logică a bunului simț. Practic, oamenii își fac loc printre buruienile din pădure ca să ajungă la tren. Dacă vă vine să credeți, acesta este un drum de acces către gara din Cnepiști. Drum e mult spus pentru că este practic o cărare improvizată de oameni ca să ajungă la această gară și să meargă spre Cluj-Napoca sau Câmpia Turzii, pentru că CFR Călător nu le-a oferit nici măcar un drum spre o haltă atât de importantă. O stație mai jos, situația e la fel de dezolantă. La Ploscoș, sala de așteptare arată mai rău ca o cocină, deși stația este funcțională și oamenii vin la tren, fie ploaie, fie soare.
Unul dintre cei cu care ne-am întâlnit este și Iosif Bența, care vine din când în când din Cluj la Ploscoș ca să aibă grijă de livadă. Catastrofă, catastrofă, foarte rău, nemaipomenit. Da, ce mizerie, ce ăsta, nimica nu sunt reținute. Nu-i întreținut nimic, nici gara, nici peroanele, nici absolut nimic. Nu mai spun de trenul ce în ele. Nemaipomenit și trenurile. Singurul mijloc de transport e CFR-ul, altceva nu este, nicio legătură, nimic, autobuz, ceva. Nici sunteți la mâna lor. Păi exact, la mâna CFR-ului. Dacă localnicii par destul de supărați că CFR-ul nu are grijă de clădirile din patrimoniu, cel care locuiește aici de ani buni nu pare prea deranjat de situație. Corneliu Dornăilă a lucrat la CFR 35 de ani și acum 6 ani s-a mutat aici după ce problemele de sănătate l-au forțat să iasă la pensie pe caz de boală. Cum ați aflat de locul ăsta, de gara asta, că puteți locui aici? Păi da, șefii. Eu zic că ăsta, că am stat tot în chirii, pe unde am apucat. Și eu zic că nu vrei să te muți în Ploscoș. Nu, zic, cum să nu. Și astfel a ajuns Corneliu să locuiască într-o gară. Cu el s-a mutat și soția, care face mai totul singură în cele două cămăruțe aflate la mai puțin de 5 metri de calea ferată. Casa nu e cine știe ce, dar e curată și îngrijită, iar pe Corneliu nu pare să-l deranjeze zgomotul trenurilor. Din contră, în atâția ani știe cu precizie mecanică la ce oră trec și de unde vin vagoanele trase de locomotivă. Este la 6:30 dimineața, la 7, asta e pentru elevi. La 9, la 1, la 12:45, cu 1 fără sfert. Pe astea ce vin după aia, la 4:20, iar la 6 fără sfert. Și tot așa omul gării numără cum trec trenurile, orele, zilele și anii. După o viață de muncă de aici, din casa gării satului Ploscoș, România pare capăt de linie. Din rău în mai rău. Nu merge bine deloc. N-aveți speranță că o să fie mai bine? Bă, ce speranță să mai avem? Trăim numai cu speranța, că numai altfel, altceva nimic. De să faci. Asta e lumea de azi. La fel ca locurile în care au ajuns să trăiască temporar sau pentru totdeauna, oamenii gării și-au pierdut încrederea că vor mai vedea vreodată lumina de la capătul tunelului.